Salut, prieteni! Sunt Ion Constantinescu și bine ați venit la Up Electricity. O să deschid o serie de videoclipuri care abordează capitolul sistemelor fotovoltaice. Videoclipul de astăzi prezintă tipurile de sisteme fotovoltaice, avantajele și dezavantajele acestora. După cum știm, primim energie de la soare sub două forme, căldură și lumină. În acest sens avem două sisteme de conversie a energiei soarelui în energie utilă. Sisteme solare termice, care captează căldura pentru a încălzi apa, și apoi aceasta este utilizată în locuințe. Și aici vedem tot mai des amplasate pe acoperișurile caselor acest sistem format în principal dintr-o baterie, da, de tuburi termice și un rezervor. Sisteme solare fotovoltaice, pe scurt sisteme fotovoltaice, care transformă lumina solară direct în energie electrică. Ne vom ocupa de categoria a doua de sisteme. Aceste sisteme fotovoltaice convertesc lumina solară în electricitate, elementul de bază fiind celula fotovoltaică care intră în construcția panoului fotovoltaic. Celula fotovoltaică este un semiconductor care permite conversia directă a energiei luminoase în energie electrică pe baza efectului fotovoltaic, adică apariția unei tensiuni electromotoare într-o juncțiune PN când aceasta este luminată. De reținut că un panou fotovoltaic generează energie electrică și în zilele norate și ploioase de la lumina soarelui. Bineînțeles că într-o cantitate mai redusă, da, comparativ cu zilele însorite. O să prezint cele trei tipuri de sisteme fotovoltaice care se instalează în scopul producerii energiei electrice. Menționez că schemele sunt de bază simplificate, nu conțin partea de aparate de conectare și protecție. Da? Aceste aparate și echipamentele vom discuta în videoclipurile următoare. Primul sistem, cel on-grid sau cel conectat la rețea, la această variantă, panourile fotovoltaice de tip monocristalin, policristalin sau amorfe sunt conectate la invertor. Ce este cu acest invertor? Deoarece panourile fotovoltaice sunt generatoare de putere electrică continuă, este nevoie de un echipament care să convertească, să transforme puterea electrică continuă în putere electrică alternativă necesară pentru consumul casnic. Acest echipament este invertorul, care are puteri de la câteva sute de wați până la sute de kilowați, în cazul sistemelor fotovoltaice de capacitate mare. Ok, de la invertor până la receptoare, transferul de putere electrică se face prin intermediul tabloului de distribuție. De reținut că pentru on-grid nu avem acumulator de stocare. În varianta în care sistemul fotovoltaic generează necesarul de energie electrică cerut de receptoare, nu avem nevoie de energie electrică de la rețeaua electrică, distribuitorul de energie electrică. Dacă sistemul meu produce mai multă energie față de consum, plusul va fi exportat, da, către rețeaua electrică, contorul funcționând invers,
În perioadele în care sistemul fotovoltaic nu produce energie electrică sau produce în cantitate mică și am nevoie de energie electrică, aceasta este asigurată de la rețea către consumator, da? În acest sistem on-grid, energie electrică exportată și cea intrată la consumator de la rețea este înregistrată printr-un singur contor inteligent, da? Diferit față de contorul clasic. La cel clasic sau cel clasic înregistrează numai energie electrică de la rețea către consumator. Da? Practic la on-grid am un contor cu dublu sens, contor care contorizează energia consumată, dar și energia produsă. Da? Se văd cele două sensuri. Sistemul fotovoltaic off-grid, da? Cel care nu este conectat la rețea, el produce energie electrică pentru a încărca acumulatorul, da? Sau setul de acumulatoare în timpul zilei, da? Pentru utilizarea curentă, dar și noaptea când energia solară nu este disponibilă. Un regulator de încărcare sau controller are rolul de a gestiona puterea electrică maximă a panourilor solare, care este direcționată către acumulator, da? Dar fără a-l încărca, fără a-l supraîncărca sau a-l descărca total. Energia de la panou, da, intră în controller sau regulatorul de încărcare. Controllerul de încărcare reglează curentul, da, și tensiunea pentru receptoare și excesul de putere este distribuită către acumulator. Astfel încât acesta își menține starea de încărcare fără a fi supraîncărcat. Seara sau noaptea, acumulatorul este folosit pentru a asigura energie electrică atât pentru receptoarele de curent continuu, pentru că pot să am și acest caz, da? Cât și pentru receptoarele de curent alternativ, dar bineînțeles, da, prin intermediul acestui invertor. Invertor, tablou de distribuție și receptoarele de curent alternativ. Da? Menționăm că în cazul acestui sistem de tip off-grid, precum și acelui conectat la rețea, dar care are acumulator de backup, este nevoie și aici de acest invertor, pentru ca rezerva de putere din acumulator să fie convertită în putere electrică alternativă pentru alimentarea receptoarelor electrice de curent alternativ. Al treilea sistem este cel de tip on-grid cu acumulator sau cu backup. Practic, la sistemul on-grid atașăm un acumulator sau un banc de acumulatoare, depinde de putere, și astfel se permite utilizarea energiei produse cu ajutorul panourilor fotovoltaice și stocată în acumulator, dacă avem întrerupere de energie de la rețeaua electrică. Sistemul conectat la rețea cu baterie este util în cazul regiunilor cu probleme, da, în furnizarea energiei electrice. Deci, practic, am panoul fotovoltaic, receptoare de curent alternativ și acumulator, controllerul care controlează încărcarea pe acumulator, iar dacă am nevoie, pe partea de curent alternativ, printr-un invertor și consum din acumulator, de asemenea, am și conexiune la rețeaua electrică în situația în care vreau să am conectare pe rețea. Acum, avantaje și dezavantaje privind aceste sisteme fotovoltaice. La sistemul on-grid o să avem
o dependență mai redusă față de energie electrică de la rețea, da? Cost redus, bineînțeles, la factura de energie. Sistemul contribuie la producția de energie regenerabilă, cost redus și complexitate redusă, da? Dar și o durată de funcționare mai mare comparativ cu celelalte sisteme. La dezavantaj, nu se asigură electricitate pe timp de noapte și când am pană de curent, da? Pană de energie. La off-grid, 100% energie verde, o să am 0 plăți către distribuitor. Timpul de așteptare pentru instalarea sistemului, aici mă refer la documentație, și utilizarea energiei este foarte mic, da? Timp redus, practic, după ce am făcut instalarea, am și energie. La dezavantaje, este un cost ridicat, pentru că am mai multe echipamente și, de asemenea, am o capacitate mai mare a sistemului. Aici trebuie să mă gândesc că un sistem solar neconectat la rețea necesită o stocare de energie în acumulator în funcție de consum. O să am mai multe panouri solare, un controller și un invertor mai mare. Bineînțeles că toate aceste echipamente înseamnă bani. De asemenea, și aici mă refer la dimensionarea sistemului, vom avea mereu teama că rămânem fără energie electrică, deoarece în zilele norate și noaptea, aici producția este redusă, respectiv zero noaptea. Trebuie să cunoaștem nevoie de energie lunară și anuală, astfel încât să avem o dimensionare corectă a sistemului, începând de la panouri fotovoltaice, controller, invertor, acumulatori și aparate de protecție. La on-grid cu acumulator, da, sau cu backup, am o autonomie ridicată, un cost redus la energie, bineînțeles contribuie la producția de energie regenerabilă, da? Iar ca dezavantaje, sistemul este complex, costuri de instalare și necesitatea înlocuirii acumulatorilor, de asemenea și aici la off-grid. Ok, prieteni, videoclipul se încheie aici. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc numai bine în continuare. Vă aștept pe canalul Up Electricity la o nouă temă din domeniul electric.